Informația momentului, așadar, ministrul muncii este în platoul decisiv. Mulțumim, domnule ministru, că sunteți alături de noi. Aș vrea să vedem când ne anunță colegii că putem difuza aceste imagini. Minerii de la Complexul Energetic Oltenia sunt în continuare în fața guvernului. Au intervenit și ambulanțele acolo. Li s-a făcut rău minerilor. Sunt în greva foamei de 4 zile. Ce se poate face, domnule ministru, în acest caz? Știu că dumneavoastră ați dat o circulară pentru că acești oameni rămân fără loc de muncă de la 1 iulie, se restructurează Complexul Energetic Oltenia. Ați dat această circulară care prevede ce și de ce, dacă ne puteți răspunde, de ce acești oameni nu sunt mulțumiți de măsurile pe care le ia guvernul, ce vor în plus? Ce v-au zis? Bun. Trebuie să facem un pic de istorie. Bună ziua, în primul rând. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și salut pe toți cei care ne urmăresc. Să înțelegem tot aspectul, trebuie să facem puțină istorie. Până în anul 2001, acești oameni au lucrat în grupa a doua de muncă. De în anul 1 până în prezent, atunci în anul 2001, au avut o înțelegere la nivel de fiecare loc de muncă, renunță la grupe și lucrează, rămân așa în continuare. S-a ajuns în această situație în care se închid minele. În anul 2020 chiar am lucrat împreună la o asemenea, la această lege, la legea 197, și le-am spus foarte clar că venim cu o reducere a vârstei de pensionare de la 13 ani pentru 25 de ani lucrați în domeniu. Acest lucru a fost trecut în lege, au fost câteva hotărâri ale instanțelor de judecată care au fost contradictorii și atunci Curtea de Apel Suceava a făcut un recurs în interesul legii, așa se cheamă, un RIL, către Înalta Curte de Casație și Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia numărul 2 de anul acesta, s-a pronunțat și a spus foarte clar și a făcut trimitere la reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani pentru cei care au lucrat. Eu deja pe telefon am decizii de recalculare, nu putem să le arătăm la televizor că sunt date cu caracter personal, dar am dat dispoziție de ieri, s-au făcut instrucțiunile în județele din țară, deja se calculează dosarele conform legii așa cum le cer dumnealor. Acum, nemulțumirea adică, dumnealor... Exact, domnule ministru, ei au obținut odată cu faptul că au venit la dumneavoastră și din nefericire au recurs și la greva foamei, au obținut o reducere a vârstei de pensionare cu 13 ani prin această circulară pe care dumneavoastră ați dat-o să se aplice legea. A fost o combinație între legea scrisă în 2020, aprobată în 2021, decizia în alte curs de casație și justiție. Am vrut să fac această clarificare prelude la decizia din alte curs de casație și justiție să fie mai clară printr-un amendament la o lege aflată în Parlament. Dumnealor au spus că durează foarte mult. I-am înțeles, m-am consultat cu premierul Marcel Ciolacu, am primit acordul, am dat o dispoziție ieri, am pe telefon deja decizii calculate conform deciziei. Nemulțumirea dumnealor vine din faptul că și-ar dori să încaseze, deși nu au lucrat în condiții speciale grupa 1, să încaseze bani pentru condiții speciale grupa 1. Nu pot să fac acest lucru, nu că nu vreau, că nu-mi dă voie legea. Legea 197 vorbește doar de reducerea vârstei de pensionare, lucru pe care deja l-am rezolvat începând de ieri. Vă arăt că am decizii, nu pot, sunt datele cu caracter personal ca să le putem așeza pe ecran, deja cu sumele calculate. Deci, ei au obținut reducerea acestei vârste de pensionare, dar ei mai voiau de la grupa a doua de muncă să fie încadrați la grupa întâi de muncă și așa să le crească pensia cu 50%, așa, cu cât era creșterea. Așa s-a întâmplat. Legea am dat-o ca atare, dar merge pentru viitor, din 2021 înspre noi și în viitor. Însă pentru trecut, o lege nu este retroactivă. Eu le-am explicat și ieri în birou. Dumnealor nu vor să înțeleagă, dar eu n-am făcut altceva decât consultându-mă cu juriștii, că nu iau decizii de unul singur, consultându-mă cu premierul, consultându-mă cu cei din Casa Națională de Pensii, cu specialiștii de acolo, am interpretat exact cum s-a... Mai mult de atât, sunt decizii deja în instanță, unde, din păcate, le dă și lor dreptate, unele unde nu ne dau dreptate și spun exact ce spune decizia în alte curs de casație. Am decizii venite de la Iași, din instanța azi dimineață, unde clar îmi spun că trebuie să aplicăm reducerea vârstei. Partea elantă la Hunedoara și la Alba sunt decizii unde spun că trebuie să le dăm și drepturile astea, dar legea clar spune așa, dacă se vrea, trebuie o modificare la lege care durează, nu se poate rezolva. Mulți dintre acum. Ei cred că se gândesc, domnule ministru, că rămân de la 1 iulie fără un loc de muncă.
la o anumită vârstă nici nu mai poți să faci nici reconversie profesională. Este rezolvată problema, vă arăt sub tot ceea ce înseamnă datele cu caracter personal, vă arăt că am de la Casa Națională, vă arăt doar dumneavoastră și dau în sus să nu se vadă nume, prenume. Uitați, deja sunt cu data de astăzi, da? Da. Sunt recalculate pensiile și sunt deciziile date la motivare, fără niciun fel de motivare. Adică este decizie, mai sus nu pot să vă arăt că sunt date cu caracter personal. Decizie de recalculare pensionare. De pensionare cu 13 ani. Exact. Sper că nu s-a văzut la televizor. Nu s-a văzut. Cu reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani, așa cum v-ați înțeles. Așa cum am urmărim, am înțeles să aplicăm legile din România. Urmărim ce se întâmplă cu acest caz extrem de grav. Acești oameni au ajuns în greva foamei în fața guvernului și vedeți imaginile chiar acum. Monitorizăm și o să vedeți toate detaliile la Antena 3 CNN. Aveți și alt cartof fierbinte, domnule ministru. Vreți să tăiați pensiile speciale? Și am scos aici cam ce pensii speciale sunt în România. Fost procuror și știm foarte bine cu toții, Augustin Lazăr, peste 50.000 de lei. Valer Dornean, fost președinte CCR, 45.000 de lei. Daniel Morar, fost judecător CCR, 32.000 de lei. Mona Pivniceru, 33.000 de lei. Marian Enache, 37.000 de lei. Iar pensia medie a magistraților, 22.000 de lei. Cât vreți să le tăiați din aceste pensii, domnule ministru, când eu se votează legea în Parlament? Nu cum să confirm, pentru că nici nu cunosc sumele astea. Dacă dumneavoastră le aveți, este asumarea dumneavoastră. Sunt în declarațiile de avere. Da. Nu, eu nu pot să... Nu dați seama, n-am voie. Lucrez cu date cu caracter personal. Însă... Procentul. Legea... Nu, este situație de la situație și trebuie să înțelegem. Pentru că eu nu știu care dintre doamnele sau domnii de aici fac un cumul de pensii. Dar putea ca cineva să aibă un cumul de pensii. Și atunci știți foarte bine că am decis în această lege, coaliția a decis ca să se interzică, așa cum a solicitat și Comisia Europeană, să nu mai existe cumul de pensii. Sau ai posibilitatea să optezi doar pentru una din ele. Mă refer la pensii speciale, nu mă referim la îngrădirea drepturilor, la pensiile pe contributivitate. Nu avem probleme acolo. Pensiile magistraților, procurori, judecători, tăierea este de 15%? Nu, este, de aia zic să aveți răbdare să vă explic. Un aspect vine prin acest cumul de pensii, dacă beneficiază sau nu de cumul, și atunci trebuie să opteze pentru una. Al doilea aspect vine din recalcularea, astfel încât nicio pensie să nu depășească salariul. Da? Și al treia chestiune vine din impozitarea cu 15% a sumei necontributive, ce trece de valoarea de salariu mediu brut net, nu, salariu mediu net pe economie. Deci ce trece de 4.000 și ceva de lei, partea de necontributivitate este impozitată cu 15%. Da. Ați făcut poate niște calcule. Ce înseamnă asta pentru o pensie, domnule ministru, de 32.000 de lei? Iată, fost judecător Daniel Morar. Înseamnă undeva 2-3-500 de lei. Nu. Haideți să fim obiectivi. Nu este tăierea, doar așa, tăierea este mult mai mare. Însă nu pot să fac calculele pentru fiecare în parte și nu o să mă lâng niciodată de nume pentru că e protecția asta datelor cu caracter personal. Însă vreau să vă spun că trebuie cele trei elemente. De văzut dacă are sau nu cumul de pensie, văzut venitul din activitate și atunci vine recalcularea aia care e prinsă în lege în termen de 3 luni, de 6 luni de zile, după care modificare la codul fiscal cu ceea ce am discutat, impozitare. Sunt trei chestiuni. Mai sunt mai multe chestiuni care rezolvă aceste probleme și anume imposibilitatea pe viitor de a asimila funcții. Pentru că acum, dacă cineva era în funcția de avocat, să spunem, 24 Așa. De ani și 11 luni, dau exemplu, cum există chiar unul, și stătea o lună în magistratură, putea să beneficieze de pensii. Acest lucru nu se mai poate odată cu această lege, intrăm la un stadiu de 20 de ani, după care treptat ridicăm la 25 de ani. Dacă, știu eu, cineva stătea sau avea o vechime doar de un mandat pe la Curtea de Conturi, sau nu știu de unde, 4 ani, nu se mai poate. S-au adus și se face și raportarea și calcularea odată cu creșterea vârstei de pensionare treptată, astfel încât să mergem către o convergență către sistemul de contributivitate și să mergem spre o echitate până la urmă în a calcula, recunoscând independența și importanța unor sisteme, pentru că fie că vorbim de sistemul de apărare, ordine publică, securitatea națională, vorbim de sistemul de justiție,
sunt lucruri care sunt prevăzute în întreaga Uniunea Europeană, dar noi ce trebuie să facem prin această reformă? Să nu mai permitem posibilitatea de a se abuza de aceste sisteme legal. Și această grevă a magistraților, domnule ministru, sunt foarte multe semne de întrebare, dacă este legală sau ilegală. Conform legii, magistrații, procurorii, judecătorii nu pot să facă grevă. Totuși ei blochează instanțele, sunt mii de procurori și judecători care fac asta în toată țara, pentru că nu vor să li se taie pensia specială, nu vor să se pensioneze mai târziu. Am făcut apel și cum am e legea avut... Adică greva, cum este? Legală sau ilegală? Dacă ar fi să fie grevă, dumnealor, conform legii dialogului social, n-au voie să facă grevă. Dar sunt plătiți pentru zilele acestea? Da. Păi de ce? Pentru că n-au voie să facă grevă și dumnealor nu sunt declarați în grevă. Deci ei nu muncesc și sunt plătiți în aceste zile? Nu sunt declarați în grevă. Dacă nu sunt declarați în grevă, probabil că sunt și plătiți, așa spune legea. Eu nu... vorbesc pe lege, pe legea dialogului social. Însă, ca să duc un pic ideea până la capăt. Acum câteva zile am avut din nou o discuție cu conducătorii din justiție și discuția a fost extrem de constructivă. Eu cred că noi cu toții, și politicieni și magistrații, în momentul să tragem adânc aer în piept, să ne gândim și la popor și prin ce situație trece poporul, să ne gândim într-adevăr și la independența justiției și la tot ce ține de aceste sisteme, dar să citim și cu atenție proiectul de lege. Pentru că eu sunt convins că nu toți au citit proiectul de lege și nu toți au fost extrem de atenți la detaliile de acolo. Nu vorbesc aici doar de magistrați. Culmea, domnule ministru, magistrații să nu citească legile, pe cu asta lucrează. Nu vorbesc nu aici doar de magistrați, legea. Eu vorbesc de toți. Pentru că am primit foarte multe întrebări, eu răspund cu drag, nu am nicio problemă, dar lucruri care la o primă citire puteai să le înțelegi sau preferat a le înțelege după domnule ureche, ministru, după ce ne povestește unul. Mergem acum la Mădălina, pentru care invitați interesanți și o să vă adreseze întrebări, pentru că mai există o întrebare aici. În Parlament se va vota săptămâna viitoare și interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat. E interesant dacă și fostul premier Nicolae Ciucă va trebui să aleagă între indemnizație. Exact această dezbatere o aveam aici în platou, Gina, alături de mine Robert Sighiartău, deputat PNL, și Florin Manole din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnilor, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Asta întreba domnul Sighiartău în timpul discuției tale cu ministrul Budăi, dacă fostul premier Nicolae Ciucă va trebui și el, domnule ministru, să aleagă fie pensia, care este în valoare de 18.468 de lei, și indemnizația sa, care este în valoare de 15.473 de lei. Întrebarea, Robert Sighiartău, se va aplica această măsură, interzicerea acumului pensiei cu salariu și fostului premier Nicolae Ciucă, având în vedere că Nicolae Ciucă este ales în Senatul României? Eu întrebam dacă acest cumul de salarii cu pensii se aplică și aleșilor demnitarilor. Da. Păi asta vrem să lămurim. Asta este proiectul întrebare. De lege n-a plecat de la Ministerul Muncii, nu este la mine, mărturisesc că încă n-am văzut proiectul de lege pentru a putea da un răspuns. Deci nu știm dacă Nicolae Ciucă va trebui să aleagă sau nu întrevenit între pensie și indemnizație. Nu. Poate dumneavoastră știți, eu v-am spus ce este adevărul, știți că tot timpul am fost transparent și corect. Acest proiect de lege nu a plecat de la Ministerul Muncii, nu am văzut încă proiectul de lege pentru a mă putea pronunța. Interesant ceea ce ne spuneți, pentru că noi știam că toți, inclusiv Nicolae Ciucă și toți demnitarii, dacă au pensie și salariu în același timp, vor trebui să aleagă fie pensia, fie indemnizația pe care o primesc în calitate de ministru, premier, în calitate de senator sau deputat în Parlamentul României. Nu știu cum va fi, dar o să ne asum iarăși un lucru la care trebuie să fim atenți, nu din dorința nu de a fi populist, ci de a fi realist. Că aș putea să spun acum, să susțin ca dumneavoastră și vai ce bun a fost Budăi în platou la Antena 3 CNN. Nu. Trebuie să fim foarte atenți la îngrădirea unor drepturi și astea trebuie discutate cu constituționaliștii și trebuie de văzut dacă nu cumva se pune în balanță dreptul de a fi ales cu dreptul de a munci. Trebuie să fim foarte atenți. Bun. Astea este lucruri trebuie... interesant. Deci s-ar putea să rămână fostul premier cu peste 30.000 de lei venituri pe lună. Interesant. Eu ca profesionist în domeniu sunt obligat să aduc aceste elemente în discuție. Bun. Dar proiectul privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari l-ați văzut, inițiat de colegul dumneavoastră, astăzi președinte interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simon. Am văzut acest proiect, am mai avut și eu un asemenea proiect semnat în trecut, nu știu, a fost ulterior declarat neconstituțional.
nu mai rețin exact de ce, probabil acum se va lua procedura de la cap la coadă și va fi trecut proiectul. Deci păi se elimină aceste pensii. Ce garantează? Astăzi a și primit raport în comisiile din Parlament. Săptămâna viitoare, luni, este convocat un plen reunit al Parlamentului pentru eliminarea acestor pensii speciale pentru parlamentari. Ați mai făcut, domnule ministru, domnule Sighiartău, sunteți deputat, ați fost și dumneavoastră, domnule Manole, deputat. Ați mai adoptat o lege prin care ați eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor. A fost promulgată această lege. Foștii parlamentari au mers în instanță și au câștigat și a trebuit noi, toți, cu toții, să le dăm înapoi și retroactiv pensiile pe care nu le-au mai primit. De ce nu s-ar putea întâmpla și în acest caz, domnule Sighiartău, același lucru? Bănuiesc că de data asta se va ține cont de absolut toate formulările aduse în instanță de către avocați și de către cei care au câștigat și nu vom mai avea probleme la Curtea Constituțională sau în altă parte. Cred că același lucru se va întâmpla și cu legea eliminării sau impozitării pensiilor speciale. Trebuie făcute bine, astfel încât să nu mai avem probleme. Știm foarte bine că există un conflict de interese moral între Curtea Constituțională și acest proiect de lege, pentru că legea respectivă se referă și la pensiile celor care sunt, domnule, la Curtea Constituțională. Domnule Manole, va trece acest proiect de lege, așa cum a fost el făcut de colegul dumneavoastră de partid, de Curtea Constituțională? Aveți aceste garanții sau ne vom trezi iar că vom trebui să plătim și pensiile care nu s-au plătit după o perioadă când cel mai probabil foștii parlamentari și deja am înțeles că fostul ministru al agriculturii Petre Daia deja și-a exprimat nemulțumirea în partid, a mers către colegii dumneavoastră din Parlament să-i roage să nu voteze acest proiect. Argumentul pentru care cred că va trece este acela că anterior Curtea Constituțională a picat proiectul despre care vorbiți din motive de procedură, nu din motive de fond. Adică n-a fost un proiect scris prost, n-a fost un proiect greșit, a fost un proiect care, în opinia Curții Constituționale, a urmat o procedură mult prea rapidă și din motivul ăsta s-a considerat că procedura a fost incorrectă. E bine, de data asta procedura e diferită decât atunci, în sensul că termenele au fost diferite și au fost mai lungi, că proiectul nu a trecut atât de repede ca celălalt, deci a avut timp pentru dezbateri, inclusiv în comisii și pentru intervenția celor din societatea civilă care pot să participe la comisiile parlamentare. Deci, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, acest viciu de procedură invocat anterior de Curtea Constituțională a fost rezolvat. Domnule Manole, să vedem, trebuie să vă întrerup pentru că ministrul muncii trebuie să plece, are întâlniri importante. Domnule ministru, o singură întrebare ca să concluzionăm. Mergeți înainte cu toate aceste legi? Tăierea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor și interzicerea cumulului pensie și salariul la stat? Eu vorbesc din punctul meu de vedere ceea ce am menegeriat până acum de această lege cu practic nu neapărat tăiere, n-aș vorbi numai de tăiere de dragul de a vorbi. Eu vorbesc de o reformă și de principii. Cred că este mult mai important să avem niște principii că, și prin acele principii corecte să ajungem la niște cifre. Că așa, dacă vorbim de tăiere, putea exista un singur articol, se taie pensiile cu X%. Reformă, cum îi ziceți dumneavoastră? Reformă de principii clare, corecte și sănătoase. Cu astea sigur că mergem înainte. Ultimele discuții le voi avea și mâine încă cu Comisia Europeană. Am discutat despre trei lucruri pe care și dumneavoastră le-ați prezentat aici. Sunt acceptate. Amendamentele, așa cum au fost discutate cu Comisia Europeană, sunt depuse la Camera Deputaților. Eu sper că acolo să nu mai apară și alte intervenții. Vom vedea cum se va vota. Asta este important. Așa votul și amendamentele. Legea, cum arată legea acum, cu amendamentele pe care le-am trimis ultimele de la Ministerul Muncii, jalonul este considerat îndeplinit de comisie. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezența la Decisiv.